Iată-ne că poezia Fără Frontiere a ajuns și la ruginoasa Mihai Noroc. Te salut, prieten. Suntem la castelul Alexandru Ioan Cuza de la ruginoasa și vrem să vă recităm, prieten, o poezie, Mihai. O vreme superbă astăzi. Vreme superbă astăzi, duminică. Un peisaj tomnatic. Da. Și foarte suportul tehnic e asigurat de nimeni altul decât Vasile Turac. Turac, omul care a mers prin ploaie și și-a umezit un crac. La circ, un accident banal. Un acrobat, un salt mortal. Și acrobatul nu s-a mai sculat. Alămurile din orchestră au tăcut, iar clovnii din arena au țipat. Dar publicul din staluri n-a crezut că poate fi și un accident adevărat. Și a fluierat. Zadarnic, mortul n-a mai înviat. Păcat de el, era un tânăr acrobat frumos, cu corpul tatuat de sus și până jos, de care publicul se minuna când îl vedea cum se învârtea ca o morișcă de cafea cu balerina lângă el. Dar balerina nu-l iubea. Povestea lui, povestea mea, a mea, a ta și a altora. Același accident de circ banal, o zi relaș și apoi la fel, cu aceeași balerină lângă el, alt acrobat, alt salt mortal. Prietene, e rândul tău? Da. A venit toamna, acoperind inima cu ceva, cu umbra unui copac sau, mai bine, cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, că o să-mi crească aripi înalte până la nori, că ai să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închide într-o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și tac. Iau cuvintele și le nec în mare, șuier luna o răsar și o prefac într-o dragoste mare. Emoție de toamnă.